Așa cum vă promiteam în edițiile trecute ale emisiunii noastre, revenim cu informații din șantierul naval Constanța, locul unde se desfășoară lucrări de reparații la fregata Regele Ferdinand. S-a pregătit opera vie, s-a sablat, s-a piturat primul strat. Am început să desfacem prizele de fund și se lucrează la liniile axiale pentru schimbarea unor cuzineți. S-au pregătit palele, s-au curățat, inclusiv sonarele, se reface suprafața de fibră de sticlă. Am pregătit de asemenea toată suprastructura pentru sablat și refăcut stratul de piturare și tablă. De asemenea, se lucrează la interior, la instalațiile de stins incendiu și toate celelalte agregate care necesită reparații majore. Totuși, nu sunt niște lucrări ușoare, având în vedere și pandemia aceasta, COVID-19, care bănuiesc că vă impune niște limitări. Cum v-ați adaptat la acest aspect? Este o limitare destul de serioasă această pandemie, dar lucrările trebuie să continue. Toată lumea primește măști atunci când venim la muncă, păstrăm cât de mult putem distanța și încercăm să evităm adunările foarte mari, dar trebuie să lucrăm, așa că lucrăm în principiu numai cu strictul necesar de oameni. Ne ajută foarte mult și faptul că primim materiale și avem tot ce ne trebuie ca să ne protejăm. Este foarte greu din punct de vedere al echipajului, că trebuie să facem servicii multe și nu sunt foarte bune condițiile de igienă, dar niciodată o pandemie nu se pliază pe munca din șantier, așa că ne descurcăm, dăm înainte. Cum stați cu graficul de lucrări? Sunteți în grafic cu ele și care e prognoza pentru următoarele lucrări pe care le veți executa? În principiu, suntem în grafic, lucrurile merg bine, o să avem și lucrări adiționale, pentru că e normal atunci când te apuci să repari ceva, constați și alte probleme, dar lucrurile sunt pe calea cea bună. Vom continua să vă ținem la curent cu modul în care se desfășoară lucrările la fregata Regele Ferdinand și pe parcursul edițiilor viitoare ale emisiunii noastre.